Câteva plante medicinale combinate după o rețetă ayurvedică fac minuni în cazul diabetului, indiferent că este vorba de forma insulinodependentă sau de tipul 2 de diabet. Medicul specialist în Ayurveda, Carla Fabian, ne spune despre ce plante este vorba, cum acționează și ce efecte au asupra organismului. Diabetul zaharat este una dintre cele mai cunoscute afecțiuni metabolice care afectează atât adulții cât și copiii, din păcate. Se cunoaște că există și forma de diabet juvenil, diabetul de tip Moody, care din păcate poate fi tratat numai cu insulină. Alături de insulină sau de medicamentele de sinteză, fitoterapia își dovedește eficiența în tratarea diabetului de tip 1 sau tip 2. De asemenea, acționează în cazul diabetului juvenil sau diabetul Moody. Cercetările științifice au evidențiat o serie de principii bioactive cu rol de protecție și regenerare a celulelor pancreatice secretoare de insulină. Ayurveda are o soluție naturală pentru tratamentul acestei afecțiuni și anume un remediu pe bază de plante care au efect extraordinar de eficient pentru reducerea variațiilor glicemiei în sânge și de asemenea cu efect regenerator la nivelul celulelor Langerhans, celulele care secretă insulina la nivelul pancreasului. Rețeta ayurvedică naturală combină 10 plante, printre care se numără castravetele amar. Această plantă conține o peptidă care are o structură foarte asemănătoare cu insulina umană, din acest motiv mai este numită și insulină vegetală. Această insulină ajută la intrarea glucozei în celule și la folosirea ei pentru procesele metabolice care se desfășoară la nivel celular, procesele de ardere care se desfășoară la nivel celular. Deci ne ajută ca să folosim glucoza ca și combustibil, care este cel mai eficient combustibil al corpului. De asemenea, această plantă are efect de reducere a nivelului colesterolului și lipidelor din sânge și de asemenea efect antioxidant general și special la nivelul pancreasului. O altă plantă din rețetă are ca efect reducerea poftei de a consuma dulce, pe care o are bolnavul de diabet. O altă plantă conținută în acest produs este Gymnema silvestre, cunoscută în fitoterapia indiană sub denumirea de Gudmar. Aceasta are efect hipoglicemiant, în special prin reducerea cantității de glucoză care este absorbită de la nivel intestinal. Deci în condițiile în care pacienții de diabet au tendința să mănânce mai mult dulce decât au nevoie, această plantă reduce această absorpție a nivelului de glucoză și astfel previne creșterile bruște și peste măsură ale glicemiei. De asemenea, această plantă are și efect regenerator asupra celulelor Langerhans și ajută la o modificare a percepției gustului dulce al alimentelor și astfel pacienții reușesc să controleze mai bine această nevoie de dulce pe care ei o au. Toate plantele din combinația ayurvedică, bogate în principii bioactive, contribuie la menținerea funcțiilor organice. Acest produs mai conține și alte plante care au toate per global efect hipoglicemiant, hipolipemiant, deci descădere a lipidelor și colesterolului din sânge, pentru că se cunoaște că pe lângă concentrația crescută de glucoză, în general bolnavii de diabet au și creșteri ale nivelului colesterolului și lipidelor din sânge. În rețeta ayurvedică antidiabet mai există însă un ingredient special. Acest produs, pe lângă plante, mai conține și cenușa purificată de zinc, știut fiind că acest element este extrem de necesar pentru buna funcționare a pancreasului, iar această formă de cenușă purificată este foarte ușor asimilată în corp și astfel acest element ajunge să-și facă efectul mai repede la nivelul pancreasului și la nivelul celorlalte țesuturi care necesită prezența lui pentru buna lor funcționare. Medicina ayurvedică are la bază o teorie complexă ce permite o bună cunoaștere a pacientului și încadrarea sa într-o tipologie constituțională. De altfel, se consideră că tratamentele naturale ayurvedice sunt mult mai eficiente atunci când sunt administrate personalizat.
Suplimentul alimentar Daitab, marca Ayurmed, este un remediu natural antidiabetic cu efect hipoglicemiant și regenerator pancreatic. El poate fi folosit cu succes atât de adulți cât și de copii în toate formele de diabet zaharat, atât cele insulinoindependente cât și cele insulinodependente.